La bună și frumoasă întâlnire, dragii mei! Sunt Ovidiu Purdea Someș, un culegător de doruri în diminețile când stelele încep să plângă și un pasnic de grădini în ziua când înfloresc trandafirii. Despre flori, despre trandafiri, lumea a vorbit în fel și chip. Unii au spus că trandafirii sunt pentru cei bogați, alții că femeia este un trandafir ceresc în viața pământeană. Poeții și trubadurii s-au întrecut pe ei scriind și cântând, să nu uităm nici când să iubim trandafirii. Ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. În scrierile creștine, rănile lui Hristos erau asemuite trandafirilor roșii, în timp ce trandafirii albi simbolizau puritatea Fecioarei Maria. Astăzi, buchetele și petalele de trandafiri scriu povești cu mirese, sunt pictați în tablouri ce aduc ploaia pe câmpie sau ard în vitrine cum arde focul pe ape. Da, un trandafir cu creanga în apă e ca un foc ce arde noi până acolo unde începe cântecul omului. Iar cântecul omului are puteri să oprească și cucul din cântat, să vindece despărțiri și să strecoare iertări în suflete. Un singur suflet știu pe pământ care poate face toate astea. Bănățeanca Ana Munteanu. Bun venit la Popas, dragă doamnă Ana Munteanu, cu sufletul plin de mărturisiri. Bine te-am găsit, bine am găsit pe toată lumea. Mulțumesc din suflet pentru invitație și sunt foarte mândră că sunt astăzi alături de oameni dragi. Vă primesc așa cum primesc fiecare invitat. Mulțumesc! Mândră de dragostea noastră, o-nflorit un pom sub coastă și dușmanilor aflat, la-da-da-da-da-da-da, și s-o dus de lor tăiat, la-da-da-da-da. Ia băgiță apă-n gură și ludă la tăietură, ca să floare a doua oară, la 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 la, măcar dușmanii să moară, la 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 la.